La Colegiul Tehnic Miron Costin a avut loc miercuri 25 septembrie lansarea proiectului Cel mai bun antreprenor în domeniul construcțiilor prin educația tinerilor în spiritul cunoașterii. Cursul va cuprinde 3 module, fiecare a câte 16 ore, la care vor participa câte 10 elevi din 4 licee romașcane. În cadrul Colegiului Tehnic Miron Costin, astăzi este o activitate deosebită în cadrul unui proiect pe care l-am câștigat și l-am depus la Consiliul Județean. Valoarea proiectului este de 21.000 de lei, 13,5% este contribuția Asociației Tinerilor Romașcani de Promovare a Drepturilor Omului, asociație care funcționează în cadrul Colegiului Tehnic Miron Costin și care a depus acest proiect. Astăzi demarăm cursul cu elevii Cel mai bun antreprenor în domeniul construcțiilor. Avem parteneri Colegiul Tehnic Petru Poni, Colegiul Danubiana și Liceul Tehnologic Vasile Sav, câte 10 elevi de la fiecare liceu tehnologic și câte un profesor îndrumător. Proiectul se derulează pe perioada a 4 luni. Noi și în vacanță am demarat activități, urmează să-l încheiem în luna octombrie și elevii să reușească să deprindă cunoștințele pe care lectorii le vor preda, cunoștințe care le vor folosi în viitor ca oameni de afaceri. Pe parcursul acestor seminarii, elevii își vor însuși noțiuni de antreprenoriat și de legislație în domeniu, precum și noțiuni de inițiere a unor planuri de afaceri. Pe lângă noțiunile pe care aceștia le vor acumula, vor fi recompensați și cu premii în bani. Se derulează o altă etapă din cadrul unui proiect depus de Asociația Tinerilor Romașcani de Promovare a Drepturilor Omului la Consiliul Județean, proiect pe care l-am și câștigat, proiect în valoare de 21.000 de lei, dar și asociația a avut cotă parte în acest proiect de 13,5%. Sunt stipulate ca și premii diplome, dar și premii în bani, dragi elevi. De aceea vă doresc mult succes în ceea ce veți realiza cu lectorii voștri, cum vă veți întocmi portofoliu, planul de afaceri. La sfârșitul proiectului se va realiza un plan de afaceri lucrat individual sau pe echipe care va participa la un concurs intitulat Cel mai bun antreprenor în domeniul construcțiilor.